Asta e filmul. Ai avut experiențe nasoale cu publicul? Au fost mai multe. Una, într-adevăr, cea mai nasoală, să zicem, în top 4 cele mai nasoale lucruri, adică întâmplări cu publicul, a fost undeva la Arad, când un băiat de acolo a aruncat cu o sticlă înspre mine și cu o sticlă de bere, plină. Asta e foarte important, pentru că n-a băut. Asta mi se pare risipă de bere, lăsând la o parte că era, a fost la foarte aproape. Adică mi-a nimerit creștetul capului, din fericire nu s-a întâmplat nimic tragic, putea să se întâmple și de atunci înainte oricum am zis că nu mai intru în discuție cu nimeni din public, eu cu heckleri am încheiat-o, sănătate, la revedere, nu vreau să ne mai întâlnim niciodată. Și doi, a fost și faza cu, adică să merg și să cer bodyguards în anumite locuri, băi, dacă văd că se întâmplă un mic scandal sau ceva, să înceapă spectatorul să zică ceva, îl miros. Și dacă începe să fie violent, opresc spectacolul și se rezolvă cu organizatorii și după aia. Adică nu aș încuraja un astfel de comportament, indiferent ce face comediantul, poți să pleci. Deci comediantul, indiferent, se poate întâmpla, așa decide el că așa crede că e umorul. Na. Și poate să fie foarte vulgar sau violent sau agresiv sau habar n-am. Dar tu nu trebuie să-l acum, adică trebuie să, dacă îți place, ok, acceptă, stai acolo, dacă nu îți place, poți să pleci. Nu trebuie acum, bă frate, stai puțin, lasă că te învăț eu minte. Nu e ok asta. Ce obicei? Ce-ți place cel mai mult la meseria ta? Că petrec seriile cu prieteni, cu oameni, că râdem, că e o meserie care te și invită la servit. Că îmi place că pot să mă distrez cu oamenii și nu e o muncă dintre asta pe care trebuie să o... Abia când o închei, după aceea pot să mă duc acasă să mă relaxez. Adică pot să fiu relaxat și la muncă. Asta e fun. Hai să vorbim un pic de Stand Up Revolution. Ok. Cum ai descrie acest show? Păi este un show care e exclusiv cu stand-up comedy, adică chiar că îmi dau cu părere acolo, oarecum mă simt ca peștele în apă. Nu e muzică, nu e dans, adică e ceva ce fac de mult timp. Anul ăsta chiar împlinesc 18 ani de când fac stand-up. Mulțumesc. Și adică mi-am făcut majoratul, așa că e ceva care cunosc. Și mi-a plăcut foarte mult această emisiune, mi-a plăcut foarte mult concurenții, mi-au plăcut atât concurenții care aveau experiență, cât și cei care nu prea, dar am putut să-i văd pe toți pe scena asta, care nu e neapărat cea mai confortabilă scenă pentru stand-up, dar în același timp s-a descurcat foarte, foarte bine. Și bineînțeles că a fost foarte simpatic și în culise. Spune-ne o fază amuzantă din culisele stand-up. Mă, dacă mă crezi că nu mai știu. O fază amuzantă, eu de obicei râd foarte mult și cu Vio, să zic așa. Și mai... Dar nu mi-aduc aminte, sincer. Acum, în acest moment, nu mi-aduc aminte o fază amuzantă din culise. Adică trebuie să le văd. Au fost niște story-uri pe Instagram pe care le-am văzut când am făcut ceva fizicațiuni și după aia când i-am pupat mâna lui Viu, mi-am adus aminte de chestia aia. A fost o situație destul de funny, cum că noi suntem ca un fel de yin și yang și din accident i-am pupat mâna, dar a fost foarte funny. Adică faptul că mi-aduc aminte de momentele respective e semn bun că a fost distracție la filmare. Chiar a fost super multă distracție, am râs mult, ne-am distrat. Și a fost gata, acum că mi-ai zis, a fost un moment foarte mișto cu Ștefania, cred, de la mine din echipă, care avea glumele cu, nu știu de ce am arătat asta, că avea glumele cu sânii mari.
Și ăsta a fost un moment de care mi-aduc aminte și, și al doilea moment de care mi-aduc aminte a fost cu basketbalistul Splashy Cui, ceva de genul. I-am sărit în brațe direct, așa, ca și cum ar fi primit mingea de basket într-o pasă foarte precisă, i-am sărit în brațe. Mai ales că și știam că vorbeau toate fetele de prin jur. Mama, mamă, să vedeți băiatul, să vedeți băiatul ăsta cum, că e și amuzant, e și frumos, e și făcut, e și de toate așa. Și cumva le-am făcut în ciudă că i-am sărit în brațe. A fost așa, a? Uite, eu pot. Cum fetele oarecum pot între ele, știi, să-și atingă fusta, bluza sau părți ale corpului, așa mi s-a părut că e ok și din partea mea să sară în brațele omului. Nu știu dacă și-a dorit el sau dacă a fost ok, dar n-a fost cu consimțământ, asta este foarte clar. N-a fost deloc consimțământul lui, dar el s-a bucurat. El s-a bucurat pentru că sunt cam cât o minge, așa mă văd. Și cumva putea să mă și arunce sau să mă învârtă pe deget, el putea. Cum i-ai descrie pe Teo Viot și Dan Badea într-un singur cuvânt? Să găsim o calitate pentru fiecare. Fără păr, astea-s două cuvinte, o singură calitate sau... O calitate diferită pentru fiecare. O calitate diferită pentru fiecare. Păi, să știi că am zis în engleză, mi-a sunat foarte bine o descriere a noastră. Că am descris pe Teo cu faptul că he thinks funny, el gândește amuzant, judecă foarte, are raționamente foarte amuzante. Vio, he sees funny, el vede ce e amuzant, el râde, adică el de multe ori și în concursurile de stand-up pe care le-am organizat în clubul de comedie, vedea potențialul comediantului și râdea maxim. Adică îi dădea și o super încredere, un boost și el vede lucrurile funny, el vede lucrurile amuzante. La mine a fost he is funny, adică eu sunt amuzant, adică mi se pare că așa din prin natura mea eu sunt funny. Și despre Dan Badea am făcut o glumă acum, he's next to funny, adică că stă lângă mine, știi, că a fost că... Dar el este, să zicem, un foarte bun storyteller, adică reușește să ia absolut orice moment, orice situație din viața lui, inclusiv că s-a întâlnit cu Fodor, și să o introducă în numărul lui de stand-up. Adică e ca și cum... ar fi un stand-up comedy la gura focului sau la sobă, știi, ceva de genul, este la în jurul focului, la foc de tabără, e foarte prietenos. Cât la sută din numerele tale sunt improvizații și cât la sută sunt materiale învățate de dinainte? La mine amestecul e... Nu e un procent foarte clar, nu e 70-30, în funcție de starea pe care o am, în funcție de cheful pe care l-am, spontaneitatea, într-adevăr, e un mușchi pe care l-am format. Eu am făcut și improvizații, am făcut și stand-up, îmi place să și scriu, doar că diferența e foarte mare între ce scriu și ce zic pe scenă. Sunt lucruri colosal diferite, ca să zic așa. Pentru că în momentul în care scriu, de fapt schițez un schelet, o anumite idei și vin și niște glume, dar niciodată nu sunt astea pe care le spun pe scenă. Pe scenă îmi vin altele. Așa că improvizația e foarte importantă și trebuie să recunosc că m-a ajutat foarte mult în construirea unui număr de peste 45 de minute. Să-ți dau un exemplu unde m-a ajutat improvizația. Am avut un spectacol la un moment dat într-un club și nu i-am prins pe oameni de la început. Nu, ceva s-a întâmplat, ori de la mine, ori de la ei, ori de la locație, habar n-am, dar ceva s-a întâmplat și am cam terminat precoce, să zic, materialul. L-am terminat prea repede și aveam vreo 42 de minute de când eram pe scenă și trebuia să stau cam 55 o oră. Și m-am panicat un pic și am lăsat lucrurile să se întâmple așa relaxat și le-am zis oamenilor, bă, uite care e faza, s-a întâmplat, nu știu, ceva s-a întâmplat, am zis materialul prea repede, nu mai am altceva.
Dar ce pot să fac este, pot să vă mai zic o dată o glumă pe care v-am mai zis-o în spectacolul ăsta. Și mi s-a părut atât de funny toată treaba, că ca la un bis, să zici un, nu, să nu zici o glumă care e consacrată sau pe care o cunoaște multă lume, știi? Să faci un bis, o glumă pe care mi-ai zis-o în show-ul tău, de-abia prezentat. Și mi s-a părut funny și bineînțeles că am luat o glumă pe care am transformat-o și n-am făcut-o la fel. Am schimbat-o, a fost cu totul altceva. Dar mi s-a părut mișto ideea și am păstrat-o. Adică o chestie de improvizație pe care am păstrat-o în show după aceea. Și s-a schimbat.